pariu că râzi? Cine este cel mai amuzant concurent al săptămânii? Pe cine pariezi? Hai să votezi în duelul săptămânii. Pariu că râzi? Râsul începe acum! Iaca vine om înțelept, care s-a învrednicit în acest an cu pace să facă părtășie din gândurile lui într-o bucurie a norodului. Să-l primim, dar, domniile voastre, în prea cinstita noastră casă, pe cronicarul Nechifor Bujac. Aflându-mă de ună din chilie, înconjurat de mâțe și ceasloave și scriind la letopiseți spre ceaslovul chipurilor, venit au porum cu carte de încetatea de scaun, ce în acea carte m-au pohtit aceia care la prepeleacul de întâi la trudesc a face părtășie de gândurile miele ca un mare cărturar, măcar că nevrednic mă aflu de așa cinste. Domnul Virgiliu a avut o idee extraordinară de a crea umor cu ajutorul uitatei limbi românești. C-au născocit aceștia o parastiseală de însoiul celor al întrecerii adevărăciunii, care îi zice, ți-au dat domnul darul hazului. Acolo, înfățișându-se înfricinați înaintea scaunului de judecată, istorisesc pățanii de viața lor au altora, au închipuiri ale minților. Cijuzii, auzând și văzând ghidușiile acestora, de nu se veselesc, îndată se încruntă alungându-i presărmanii oameni zicând. Piei dar dinaintea feței miele măscărici mâhnit, și nu ți-au dat domnul haz nici cât cerneală sub tupie. Iar de izbutesc a trece împricinații de vama juzilor, îndată are norodul privitor prilej de a da vot bun, au de a-i surpa prea aceea. Și aceia care au avut bună trecere înaintea juzilor și norodului, se întrec la înfricoșată judecată de-n urmă, într-o dobândirea unui cufăr cu 20.000 de galbini evropenești. E? Are deci parastiseala aia asta două gazde și trei juzi. Una dintre gazde iaște Șerban Copotie, care le împruncie voia a-și câștiga agoniseala trudind precorăbii canăieri, precum tătânesă. Și au zis ortacii săi cânele pustiei după hohoteala sea când se hlizea. Deci întovărășindu-se cu alți doi soți, Gușter și Râmă, iar apoi cu mai mulți, au făcut aceștia taraf căruia au zis tainicele lighioane. Tainicele lighioane, adică animalic, băi, frumos. Și-au ajuns acesta atât de vestit, încât la școală se ducea negreșit cu paznic, iar norodul făcea hagealâc înaintea casei sale. Hagel, bravo! Și în cântările lor, lighioanele se juruiau cum că ar da orice pentru dânsa și vorbeau despre găini pușcate și despre cum nu au dat crezare că li s-au dus ibovnicele de viețile lor. Și scurgându-se vremea, au hotărât acesta a lăsa dobitocia și a se înțelepți. Deci au scris acesta nemaipomenită carte de învățătură pentru prunci despre cercetarea tainelor filii. Iar gazda de-a doua iaște un cabaz, Vladimir Grigorescul, care le atâta pricepere are în vrăjitorie, încât, după o vreme, s-au prefăcut într-un alt om, de-i zice acmu Daniil Badea. Daniil! Și grijiți-vă anumii lucrurile acesta cu Mircea Badea, măcar că amândoi la prepelece trudesc. Mie îmi place. A fost un moment extraordinar. De aceea am participat cu toată inima la acest... la această expediție literară. Da. Iar juzii au fost tocmiți în număr întreit. Cuvine-se dar a începe cu partea femeiască. S-au născut, deci, Dalila de neamul vestitului negustor Matache. Și, nevroind dacă să picărnuri, încă de înfrage de pruncie, aceasta au auzit chemarea strunelor. Ce mișto! Da. Foarte tare! Foarte frumos! Deci au dat-o cinstiții săi părinți la școală de lăutari, unde au deprins meșteșugul clavirului. Și crescând aceasta s-au mâhnit foarte și au început a se văita, amintindu-și de zilele prunciei, care le s-au stins precum parea focului. Deci astfel tânguindu-se, au făcut Dalila jalbă la aceea care i-au crescut-o, zicând cum că are trebuință de acelea ce nu mai are, adică de zarzăre și omăt ca la doi stânjeni, precum și fiertură de izmă. Și tot acelora le-au cerut aceasta șgheablu necos să-i aducă cântări în puterea nopții și să-i prinză pleata într-o parte. Deci, certându-i prea aceia care i-au pricinuit trecerea vremii, s-au jeluit aceasta cum că înaintarea în vârstă iaște nedreaptă, că i-au făcut cusur mare și că nu i-au cerut părerea. Când mi-am auzit versurile adaptate la vorbirea de atunci,
și mi-am recunoscut textele din cine a făcut o mare, mi s-a părut așa a poveste pe care stai să o asculți. Al doilea jude iaște Mihail Vindeacul, născut în cetatea de Scaun a țării noastre cu aproape 40 de laturi în urmă. În pruncie, acesta avea mare evlavie la hronicarii de Podosfariu, Ioanițoaia și Chirilă, roind a intra în cinul acestora. Ci într-o bună seară, dăruindu-i tătâne să un ceaslov cu viața lui Toma Caragiul, îndată s-au hotărât aista să învețe mai degrabă meșteșugul aftioriei. Ci primind acesta de la domnul darul schimbării la față, au izbutit Vindeac a se schimonosi, întruchipând felurit norod în parastiseală de-i zice blagoronicii. Iar apoi au hotărât Vindeac a crește paseri de ogradă, lăudându-se înaintea tuturor cu puii săi. Bestial! Nu mă, bestial! Și tot acesta au purces a scrie Letopisețul unui Holtei. Letopisețul unui Holtei! Da, mă, aia. Jurnalul unui burlac! Unde au istorisit viața sa, făcând spovedania despre pățaniile sale într-o împreunare, atât în tainice atace, cât și în văzul lui. Adică în Rădvan, în Prăvălii, în Poieni și în Tinda Hanurilor. Deci l-au chemat ca jude aceea de la Prepelacul de Întâilea, și aflând acesta muiar chipeș înaintea scaunului de judecată, negreșit le dădea acestora dulce sărutare. Ci vroiesc ai da veste cinstitului boiar Vindeacul că prenevrednicul de mine m-au făcut domnul de parte bărbătească. Ci cum acela de-n urmă iaște acela de întâiul, au mai pohtit aceea un înțelept, căruia domnul i-au dat darul vorovirii în ghersuri, iar necuratul prea acela al spurcăciunii rostului. Ci pentru așa daruri au plătit acesta cu pleata. Deci au rămas căpățâna pe leagă, că nu l-au dus de vreme la vacă să-i lingă tigva. Să-i lingă tigva, bun! Ci aveau acesta tainică plăcere de a duhăni cânepă de ținutul indului precum răstăfărenii. Răstăfărenii, mă! Deci, dibuindu-l potera cu patru leaturi în urmă a mirosind șfară nelegiuită, l-au săltat și l-au pus să-i scălească zapis care să trudească acesta ca la 100 de zile în folosul norodului. Arminteri are să capete mai mare o sândă. Deci au primit acesta a sădi pomroditori într-o bucuria acelora de-n adunați și a fetei de șvezi cu chip posac de-i zice Greta. 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 Who the f*** is Greta? Greta was... Cine e Greta? Greta, fetiță. Ce-am mai aflat de-n cartea împăraților, cum că în vremea dinainte prorocul Elisei s-a usuit la Betel, iar niște flăcăi l-au batjocorit, zicând: suie-te pleșuvule, suie-te pleșuvule. Deci de nu vroiți a se ospăta urșii de-n domniile voastre, precum s-au ospătat de-n acei prunci, aveți cuviință față de acesta și nu-i ziceți pleșuvul, ci după numele din ispisoc, adică Cătălin Ștefan Ioan. Wow, ce număr mișto! Ți-a cam plăcut videoul? Noi ne bucurăm! Ia să vedem dacă dă like. Nu uita că poți să te abonezi și la canal, dar și la notificări. Cine râde primul, râde mai bine. Hai, play la următorul! Aici, mă. Aici. 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 Aici.